Nu, fiecare săptămână. Adică în fiecare săptămână vorbesc acasă, în fiecare sâmbătă, duminică. Te și vezi. Nu? Da, da, da. Da. Cât de important este să ai o comunitate asta? Poftim? Cât de important este să ai o comunitate asta? Este foarte important, având în vedere că nu de multe ori se poate veni prin vizită cu dispozitiv, ne prinde foarte bine. Conversații online cu cei dragi de acasă este doar una dintre facilitățile pe care le au la dispoziție cei 40 de deținuți care iau parte la proiectul social încheiat între penitenciarul Ploiești și o companie din Florești. Practic vedeți toate spațiile aici? Da. Vedem cam tot ce mișcă pe aici, bineînțeles, unde avem voie să... Spațiile comune, mai puțin camere de deținere, băi și băi. Și așa mai departe, unde e curtea de plimbare. Persoanele private de libertate își execută pedeapsa într-o clădire amenajată de administratorul societății comerciale, un fel de secție exterioară a închisorii, unde condițiile sunt net superioare față de cele din penitenciar. Ne aflăm în zona de servire a mesei de către deținuți. Este un spațiu comun, dotat cu o bucătărie proprie, unde și își pot găti ceea ce primesc prin sectorul vizită. Au la dispoziție frigidere, au la dispoziție și o zonă pentru spălatul rufelor, mașini pentru spălatul rufelor. Cum este responsabilul pe bucătărie? Este ok. Ne înțelegem bine cu colegii, colaborăm cu toții. Nu avem probleme. Dacă într-un penitenciar în anumite încăperi stau și 16 deținuți, numărul maxim în camere este 8. Daniel Banu are 25 de ani și a ajuns aici după ce i-a fost schimbat regimul de detenție de maximă siguranță într-unul de tip deschis. El este responsabil să îngrijească spațiile în care stă alături de restul deținuților. Este mult mai ușor și având în vedere și cum puteți observa și condițiile. Suntem oriunde, adică în orice penitenciar, cei care sunt la muncă, dar oricine, nu este vorba și dacă nu ești la muncă, suntem respectați, adică nu suntem văzuți nici de cei din exterior. Am participat la cursuri în afară. Camera mea, spre exemplu, este de 4 persoane. Și... Ai baie? Da, 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 avem baie comună, nu este în cameră. Și sunt condiții, adică avem bucătărie. Este un proiect inițiat în anul 2022 de către Administrația Națională a Penitenciarelor și primul de acest gen deschis în sistemul penitenciar românesc. Este un proiect prin care Penitenciarul Ploiești, în parteneriat cu unul dintre beneficiarii cu care are încheiat contract de prestări servicii cu deținuții, a primit cu titlul gratuit, un spațiu pe care îl avem aici pentru cazarea deținuților, un efectiv de 40 de deținuți. Iar de aici deținuții merg să lucreze atât în vecinătatea spațiului de detenție, cât și la o fabrică din localitatea Florești. Este și cazul lui Florin Ciovână, de 52 de ani. Este un avantaj pentru noi care suntem la semideschis, pentru că e vorba de acomodarea în societate. Asta e pentru noi. Ca să putem să ne obișnuim cu viața de zi de afară. Am încărcat la paleți, descărcat din tir, încărcat în tir, că nu numai acesta e un punct de lucru, mai avem altul la fabrică, e mai mare decât, mai mult personal și acolo învățăm mai mult. Acolo e mai mult de muncă decât față de aici. Putem să-i folosim în trei schimburi și să le oferim tot confortul care necesită și care poate unii dintre ei nu au acasă, confortul pe care l-au aici. Nu riscăm să rămânem fără muncitori, oricând ei sunt apți de muncă, știm exact dinainte pe câți ne bazăm, cum ne bazăm, câți avem, ce numeric avem. Totul merge foarte, foarte, foarte bine. Iar pentru munca prestată, deținuții sunt plătiți. Fiecare deținut încasează un salariu, și din banii pe care îi primește, 10% sunt introduși într-un fond pe care nu îl poate accesa decât la liberare, astfel încât în momentul în care pleacă din penitenciar să aibă un mic sprijin, un mic ajutor pentru a se descurca. Pentru activitatea prestată, li se scade din perioada executată.
Pentru fiecare oră de muncă lucrată, în funcție de turele de zi sau noapte, un deținut câștigă între 23 și 30 de lei pe oră, iar în weekend 46 de lei. Din suma totală, un procent de 40% îi revine fiecărui deținut, iar 60% merg în conturile penitenciarului. Procentul cuvenit lucrătorului însă se impozitează cu 10%. Din suma rămasă, un alt procent de 10% este oprit deținutului, iar banii rezultați în urma reținerii îi vor fi dați atunci când se eliberează pentru a se descurca în primele zile departe de porțile închisorii.